Locuitorii din Tăuții de Sus și cei din satul Nou de Sus sunt principalii care suferă de pe urma celor două halde de steril aflate în zonă. Dacă în cazul primului IAS, care este complet decopertat, situația trebuie clarificată pentru a găsi soluții, în cazul celui de-al doilea IAS, amplasat în amonte, lucrurile de acoperire ar putea fi rezolvate mai repede, explică reprezentanții instituției prefectului Maramureș. Cei de la Converse Mint se ocupă și a fost predat amplasamentul către o societate din județul Bihor, care a executat niște lucrări, mai bine spus, a executat aproape 80% din lucrările care au fost necesare pentru ecologizarea iazului. Sigur că cel care a executat lucrările nu și-a luat integral suma de bani pentru lucrările executate și a oprit aceste lucrări. Conducerea prefecturii Maramureș a demarat deja demersurile pentru ca lucrările la acestea să fie reluate cât mai repede. De altfel, în zonă urmează să fie instalat și un aparat de măsurare a calității aerului de către oficialii Agenției de Protecție a Mediului Maramureș pentru a vedea exact gradul de poluare de acolo. Am făcut demersul la Ministerul Economiei să se aloce diferențele de bani și să se termine lucrările acolo de urgență. Din punctul meu de vedere, acolo lucrurile se pot rezolva destul de repede. A existat și o hotărâre de guvern în această lună prin care s-a prelungit termenul de finalizare a lucrărilor până în 2024, dar cred că se va finaliza un pic mai repede. Zilele trecute, locuitorii din cele două localități au semnalat faptul că un nor de praf unecăcios, plin cu particule de steril, s-a ridicat din cauza vântului puternic care a suflat. Problema aceasta trenează de ani de zile și soluțiile întârzie să apară.